oamenii se plâng că își petrec viața în ambuteiaje când ies din oraș sau când revin în oraș înspre Berceni, dinspre Berceni. Uitați-vă așa, zi de sărbătoare, sâmbătă și coadă mare pe șoseaua Berceni înspre Centură. Iată de ce oamenii s-au hotărât în sfârșit să protesteze. Poate o să ajungă la politicieni, la factorii de decizie și o să înțeleagă că infrastructura e prioritară și nu panseluțele și nu catedralele și nu concertele sau luminițele de sărbători. Coadă kilometrică. Și la fel e cam pe tot perimetrul capitalei. Foarte puține excepții unde s-a mai făcut câte un pasaj. Vom veni cu tricolorul probabil la protest. Are mai multă și insatisfacția cetățenilor și dorința de emigrare. Cam friguroasă, supărată pentru protest, dar asta e situația. Uitați-vă, nici trotuar nu există. Până aici au lărgit drumul, dar acolo rămân două benzi, câte una pe sens. Cam prelungirea Ghencii. Bine că pe aici mai puțină lume trăiește, acolo sunt mai multe blocuri deja, case de locuit. Și aici se dezvoltă zona comercială și oamenii o să circule și curând o să apară și locuințe, cu orașul se extinde. Autoritățile au alte priorități. Au dat milioane pe referendumul acela contra drepturilor omului. Ce o să mai inventeze oare? Ca să abată atenția publicului de la probleme reale. La țară, la pământ și ca bonus ai ambuteiaje. Îmi imaginez ce e aici la Paști, la Blajini, când lumea vine la cimitir. Crimă și pedeapsă. Trompetele protestului. Jandarmeria vine cu garduri, de parcă nu-s destule garduri împrejur, încă și cu sârmă ghimpată. O
Oamenii se pare că merg pe trecerea de pietoni și blochează circulația. Infrastructura modernizată. Vrem drumuri europene, nu broți indigene. Vrem timp liber, nu pierdut în trafic. Plăsă pe cea din clopă asta să ne facem auzit! Asta trebuie această intersecție blocată! Ne-am săturat de această intersecție blocată în trafic. Vocea noastră să se audă, prezența noastră să fie vizibilă. Ne-am săturat! Intervine poliția, jandarmi. Toată lumea, pe modul 30 de secunde. Trenul nu mai circulă de mult pe aici. Interesantă soluție. Blocăm circulația pentru un minut sau două, cât a durat. Asigurați-vă că sunteți în regulă. Și vă rugăm, protejați-vă de circulația care va reîncepe la fluierul poliției. Aha. Prima dată văd așa protest. Și ce faci trafic acum? Se par solidari. Văd că mare parte din șoferi sunt solidari și claxonează. Toată lumea vrea să circule rapid și înțeleg că e necesar un protest sau mai multe. Televiziunea publică e aici. Sper că și televiziunile private. Învățați! Așa trebuie. Când nu se obține de grabă rezultate, asta e altă treabă. Dar să faci proteste hotărâte, e musai să învățăm. În orice regim, ăsta e primul și cel mai la îndemână instrument de presiune.
asupra autorităților. Și că e interzis claxonatul. Bine! Altă dată! Abia acum permit circulația pe centură. Nu